Principalul target al nostru este să transmitem un mesaj înainte de începerea balului Răbăbocilor, unde acolo tinerii au pentru prima oară contact cu ceea ce înseamnă alcoolul, tutunul și chiar drogurile. Nimeni nu-i supraveghează pe adolescenții abia ieșiți din copilărie, care profită de permisiunea părinților pentru a merge la așa numitele baluri ale bobocilor, organizate între licee și găzduite de mai multe cluburi din Constanța. Balurile neoficiale se țin lanț încă de la începutul anului școlar, la fel și incidentele stropite din belșug cu alcool. Are interdis să mai iasă din casă vinerea, sâmbătă și duminica și sunt hotărâtă să merg mai departe. Vă dați seama, dacă sunt clasa a 9-a, au 15 ani și am văzut 3 fete și 2 băieți. Am văzut copii zăcând în bălți de vomă după ce au consumat vodcă, whisky, ca să poată să-și rezerve o masă, sunt obligați să cumpere alcool. Așa s-a întâmplat și seara trecută la un alt așa numit bal al bobocilor organizat în stațiunea Mamaia. Prima victimă a alcoolului, un adolescent care zăcea de minute bune pe plajă. E major? Nu. E balul bobocilor acolo? Da. Și mai sunt și alții? Mai sunt. Nu, în starea lui nu știu dacă sunt. Nu e nimeni să vă supravegheze, să vă zică... Nu. Printre petrecăreții ajunși în spital s-a numărat și o fată de 15 ani. Paradoxal, toți sunt elevi ai celor mai bune licee ale Constanței, Ovidiu Traian și Mircea cel Bătrân, care prevede vânzarea băuturilor alcoolice minorilor. Avem, dar mai importante sunt relațiile patronilor de cluburi cu autoritățile competente să aplice legea. Așteaptă să moară un copil teribilist ca să apară un scandal și atunci apare întrebarea: cine este vinovat de crimă? O întrebare pentru tine. Cine îi pune pe respectivii să bea? Sau nu să bea, să toarne în ei ca niște dobitoci? Din partea mea, vina cea mai mare o au părinții, că sunt nepăsători. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru cele petrecute vineri spre sâmbătă noapte la balul liceelor. Organizatorii spun că nu sunt responsabili pentru consumație, reprezentanții cluburilor că nu vând alcool minorilor, iar cei ai liceelor că nu sunt implicați în astfel de evenimente neoficiale. Biletele se vând însă de către liceeni în fața unităților școlare. Ai banii la tine? Cât e? Cât e biletul? 20, nu? 20. Stai, nu-mi zic, am zis. Nici polițiștii nu pot face nimic în lipsa unei plângeri a părinților care și-au găsit copiii într-o asemenea stare. Până la o sesizare oficială, incidentele de acest gen care îi aruncă pe tineri în urgența spitalului se pot repeta oricând.